Bună seara, bună ziua sau bună dimineața, dragi români de pretutindeni. Fie că vă aflați în țară sau în străinătate, noi vă salutăm și vă spunem bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru, în revista România Culturală. Astăzi avem un subiect de actualitate, un subiect destul de important, mă rog, pentru unii, pentru alții poate mai puțin, pentru că mai importantă este pâinea de zi cu zi, dar plata facturilor, desigur. Astăzi vom vorbi despre politică, în măsura în care politica nu prea mai există în România sau chiar lipsește cu desăvârșire, ca să vorbim în stilul lui Nenea Iancu, nu-i așa? Astăzi avem un subiect destul de, să spunem așa, arzător, iarăși la ordinea zilei și acela este subiectul scindărilor politice sau împărțirilor într-o latură sau în cealaltă, după cum bate vântul sau după cum, nu știu, poate sunt interesele interioare, interesele din partid sau din spatele partidului. Să vedem, totuși. Astăzi vreau să vorbim în mare parte despre subiectul aur, George Simion și Călin Georgescu. Iarăși vorbim despre Călin Georgescu. Sper că nu v-am plictisit cu acest subiect, dar este foarte important, este omul cel mai prezent în zilele acestea. În momentul de față este cel mai, să spunem așa, în condeiul tuturor, pe buzele multora și foarte prezent în chestiunea politică de factură naționalistă, ca opoziție la ceea ce noi numim, hai să spunem, neomarxism sau partea ultra-stângă, ar putea să spună unii, sau de dreapta, ar putea să spună alții, și anume PNL-USR, USR Plus sau poate chiar și UDMR, de ce nu, dar și în partea opusă orecum ca acțiuni politice, acțiuni în Parlament, precum PSD. Sigur, în opoziție este aur ca și partid, Alianța pentru Unirea Românilor, dar în mare parte este vorba de ceea ce aduce nou acest partid, să zicem, pe scena politicii românești, dacă mai putem vorbi despre politică. În momentul de față putem să spunem că politica o definim ca fiind arta de a guverna popoarele, însă în momentul de față nu găsim pe nimeni artist în asemenea disciplină, desigur. Guvernarea poporului român nu o vedem pe nicăieri, nici la președinție, nici la guvern, nici în parlament, nici în partide, nici pe nicăieri, în ministeriate sau în diferite consilii, primării sau oriunde, în orice fel de instituții în acestea mai mici ca dimensiuni, mai reduse local, să spunem, nu găsim pe nicăieri niciun fel de guvernare. Astfel că putem să spunem că ea lipsește cu desăvârșire, deși este sublimă, nu-i așa? Iarăși ne referim, vorbim în limbajul lui Nenea Iancu, pentru că vrem să vedem mai departe dacă putem să și râdem, să și plângem sau să fim serioși. Bun. Propunerea pentru premier al Alianței pentru Unirea Românilor este, după cum știm foarte bine, domnul Călin Georgescu.
Însă, găsim și noi pe aici, pe undeva, niște știri cum că George Simion s-ar dezice de Călin Georgescu datorită unor afirmații pe care domnul Călin Georgescu le-a făcut recent, în special la Antena 3 și la Realitatea TV, cu privire la Mișcarea Legionară. O să spunem că Mișcarea Legionară s-a numit Mișcarea Arhanghelul Mihail. Bun. Și așa o să și o să și numim de acum încolo, ca să nu, ca să fim un pic departajați de de unele priviri și unele urechi destul de ațintite asupra acestei denumiri. Bun, ne-a atras atenția faptul că, vezi, Doamne, George Simion s-ar delimita de Călin Georgescu și Claudiu Târziu. Este oare o scindare? Vine cumva o scindare în așa numita politică practicată de această formațiune numită AUR? Sau poate că nu. Bun. Aș vrea să citim un articol din partea G4 Media. George Simion se delimitează de Călin Georgescu și Claudiu Târziu, spun cei de la G4 Media. Nu văzuți foarte bine de alte publicații, desigur, cei de la G4 Media. Liderul AUR spune că așteaptă clarificări cu privire la declarațiile referitoare la Holocaust și Mișcarea Legionară și amenință că vor fi îndepărtați din partid. Wow! Bineînțeles că e vorba de un pic de frică, nu-i așa, în mesajul care apare aici în G4 Media. Nu vă faceți griji. Astăzi asistăm la anumite schimbări. Poate niște scuturări, așa, precum George Simion a făcut cu asasinul economic Virgiliu Popescu de la Ministerul Energiei. Dan Diaconu a scris foarte bine despre acest Virgiliu Popescu, cu detalii impecabile, cu niște semnalări foarte bine puse la punct și detaliate cu privire la acțiunile acestui domn. Dar aici este vorba de chestiunea arzătoare, nu-i așa, la ordinea zilei, și anume ce face mai departe George Simion cu toată această chestiune, această pleiadă de, iată, apariții pe scena publică. Călin Georgescu cu afirmațiile sale și Claudiu Târziu cu celelalte apariții. Liderul AUR, George Simion, a declarat luni seară că se va disocia de orice membru AUR care va continua să emită simpatii comuniste sau naziste. Foarte important, țineți minte aceste două cuvinte, pentru că se pare că avem parte de niște confuzii. Ne-am ocupat în episodul anterior de alte confuzii. Acum ne ocupăm de aceste confuzii și să sperăm că nu ne vom mai ocupa de confuzii de genul acesta, pentru că sunt destul de bizare, totuși, comunism, nazism și legionari. Simpatii comuniste sau naziste. Nu am auzit niciodată în vreo apariție publică a vreunui membru AUR de vreo simpatie comunistă
sau național-socialistă, nu așa, nazistă, mai exact, ci poate de alte simpatii, în niciun caz de acestea. Poate. Nu știu să fie apărut vreo declarație publică despre vreo simpatie în acest sens. Întrebat în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3, citim în continuare, dacă va accepta declarații favorabile nazismului, curios, Simion a spus că cei care au dat astfel de declarații au timp să vină cu explicații, iar în cazul în care nu vin sau nu clarifică aceste declarații, vor fi îndepărtați din partid. Opa! Cităm, îi rog să-și clarifice poziția și să lămurească aceste lucruri, pentru că dacă vrei să faci politica viitorului, nu a trecutului, vă rog să fiți foarte atenți la această chestiune, politica viitorului, nu a trecutului, trebuie să vorbești despre proiecte pentru țară. Foarte bine. Dacă nu-și clarifică clar ideologia și dacă nu se delimitează clar de orice mișcare din trecut, de orice mișcare din trecut. Iarăși, vreau să fiți atenți la această expresie. Cu care aur nu are de-a face, trebuie să plece. A spus Simion referindu-se la Călin Georgescu. Oare? Călin Georgescu nu este membru AUR, nu este președintele de onoare al AUR. Punct. Nu și nu. Acestea două. E doar propus ca președinte de onoare. Da? A fost o discuție la un moment dat, dar statutar nu s-a întâmplat nimic. Culmea. Dar nu cred că este vorba neapărat de Călin Georgescu, poate că este vorba de altceva sau poate că, cine știe, George Simion vorbește despre niște lucruri. Două chestiuni, venite de la el sau venite din altă parte, din spatele lui. Copreședintele AUR notă, nu așa? Claudiu Târziu a participat în iulie 2016 la o conferință organizată de șeful mișcării Arhanghelului Mihail Șerban Suru. La final, Târziu s-a pozat împreună cu soția alături de Suru, potrivit actual24.ro. Târziu susține că nu are simpatii legionare, dar el s-a fotografiat în iulie 2016 cu Șerban Suru, șeful respectivei mișcări, și a participat la o conferință organizată de acesta din urmă. Evenimentul se intitula Prigonirea legionarilor de regimul comunist, trecut și prezent. Liderul AUR a precizat că are încredere că cel pe care l-a propus președinte de onoare al partidului va veni cu precizări. Facem o mică paranteză. Bun. Va veni cu precizări. Domnul Călin Georgescu a fost ultima oară la Realitatea TV, la Culisele Statului Paralel, într-o dezbatere moderată de Anca Alexandrescu. Astăzi, foarte multe mironosițe, aș putea spune, pe grupul de la PNL. Deja s-au grăbit să facă fotografie cu Virgil Popescu. Jesiu Virgil Popescu, auzi, ci că trebuie să ia măsuri. Mai, ok, am înțeles că surse, realitatea ne spun că parchetul general studiază imaginile să vadă ce s-a întâmplat acolo și dacă sunt fapte de natură penală se vor sesiza. Dar am înțeles, l-a agresat verbal, pot să spun. N-am văzut să-l scuture, să dea în el, să... Dar știu că o să sară mulți pe mine să spună că l-apăr pe George Simion. Bă, dacă în cei de la USR, încă o dată spun, că am mai spus o dată, când au intrat peste Liviu Dragnea, 50 de oameni în birou cu forța, dom'le, era al treilea om în stat, președintele Camerei Deputaților, atunci nu s-a mai sesizat parchetul? Și nu și-au mai rupt haină de pe ei, deontologii ăștia care urlă acum, aoleu, aoleu, ce a făcut George Simion? Dom'le, nu sunt de acord cu violența. Sunt de acord că ar fi putut să o facă altfel. Să strige, să îi spună că e, cu ghilmele de ricoare, hoț,
cum a spus de altfel și din plen, dar iertați-mă, și-a cerut-o și Virgil Popescu. Și vreți să vă spun ceva? Cred că foarte mulți români ar fi făcut același lucru dacă l-ar fi întâlnit pe Virgil Popescu. Haideți să nu ne ascundem după degete. Au ieșit unii și au spus, domne, nu e Virgil Popescu vinovat pentru ce s-a întâmplat. Dar a venit la pupitrul Parlamentului după 2 ani de zile în care este ministru, arogant, plin de el, ne-a mai întrebat aici cine în spatele lui de nu-l dă nimeni la o parte. Știm că a lucrat și el pe la niște companii. Așa că nu știu cine poate să vorbească mai bine cu rușii. Dar domnul Virgil Popescu, ca ministru ce este, ar fi trebuit să-și păstreze o anumită atitudine. Adică, mie mi s-a văzut, m-am uitat de mai multe ori. L-a provocat pe George Simion. Cel puțin așa rese din imaginile pe care le-am văzut de la colegii mei. Am văzut că sunt foarte mulți care s-au supărat pe noi că, de domne, de ce îl invităm pe Călin Georgescu să vorbească la culisele statului paralel, că spune numai prostii, că promovăm violența, agresivitatea. Uite, suntem un comunism. Uite, la noi nu se întind capcane cum se întind la alte televiziuni. A venit omul, a putut să-și pună punctul de vedere, mai departe telespectatorii trag concluziile. Voi la vot decideți cine merită și ce merită. O să facem și dezbatere istorică, o să discutăm toate chestiunile. În care a fost la mare înălțime și a făcut față cu brio la toate întrebările puse în acea dezbatere. Lucrători, producători, asta este baza. Distributism, asta înseamnă. Există și acum, da. Deci, eu vă spun așa, diferența este puțin. Într-un stat servil, cum este astăzi, transformat într-un stat al lucrătorilor proprietari. De acord. Și asta dacă marile magazine nu vor dori să ia alimente de la acești asociații și vor vrea să aducă... Vor boicota. Din... Da. Eu vă spun altceva. Dacă Doamne ferește astăzi se întâmplă o situație neplăcută și suntem pe o situație de război. Nu avem rezervă de grâu, v-am spus. Poftiți? Nu avem rezervă de grâu. Azi. Nu numai asta. Noi. Toate aceste hipermarketuri au plecat. Sunteți de acord cu mine. Statul român astăzi nu are posibilitatea de a livra alimente poporului român. Toți sunt legați de aceste hipermarketuri. Nu se poate așa ceva. În momentul în care e stăpân în țara ta, stabilești regulile jocului. Eu vă spun în felul următor cum stau lucrurile. Drama totală aici și se putea face este faptul că a fost o perioadă de promovare malignă a incompetenței. Și în special la funcționarul public. Dacă funcționarul public era în primul rând un om foarte bine pregătit și patriot, nu se ajunge aici. Incompetență aceea, sau și corupție. Și una și alta. De aceea, foarte important este ca funcționarul public să fie ultra bine pregătit. Și aici pot ajuta diverse instituții. Dar interesant ar fi când a fost scris acest articol. 8 februarie 2022. Astăzi. Bun, declarațiile au fost făcute când? Și vă rog să fiți foarte atenți cu privire la ceea ce citiți și când, cum citiți și despre ce anume citiți și când au fost scrise și când au fost declarate. Când e vorba de asemenea informații politice, iată. O să vorbim imediat despre respectiva emisiune realizată de Anca Alexandrescu, în care domnul Călin Georgescu a explicat extensiv proiectul de țară și cam în ce constă, în mare parte, dar destul de bine detaliat și bine structurat. Iată, se pare că și îl cunoaște foarte bine. Și bineînțeles că s-a început cu
acele declarații despre mișcarea Arhanghelului Mihail. Vreau să începem direct în această seară, domnule Georgescu, cu cel mai fierbinte subiect. Ați spus despre Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu într-o înregistrare pe care ați postat-o pe pagina dumneavoastră, că sunt niște eroi. Acum 2 ani. Are vreo relevanță în momentul când ați făcut asta? Adică nu vă mai regăsiți în acele afirmații de atunci, acum, în acest moment? Este alt context sau care explicația? Pentru că am încercat să urmăresc la cealaltă emisiune la care ați fost săptămâna trecută și am văzut contextul pe care l-ați explicat. O să și arăt dintr-o altă emisiune ce ați explicat despre mișcarea legionară. Dar spuneți-ne dumneavoastră, ce ați spus acum 2 ani nu mai este valabil sau ce ați spus săptămâna trecută a fost scos din context? Mie mi s-a părut cumva că ați fost atras într-o capcană, vă spun sincer. Am lucrat în domeniul consultanței, acum sunt de partea cealaltă a televiziunii și cred că pot să apreciez niște lucruri. Ați căzut într-o capcană? Ceea ce am spus, nu mă dezic, ce pot să spun este că niciuna din afirmațiile mele nu poate fi interpretată într-o cheie sau în cheia negaționismului sau antisemitismului. Eu exclud orice formă de interpretare în acest sens. Asta deci, e unul, numai puțin. Al doilea este asta că... Să tragem concluzia. Deci da. nu vă considerați nici antisemit, nici nu negați că a existat Holocaustul sau nici nu-l minimizați așa cum a apărut într-un comunicat al AUR. Vorba. Este o realitate istorică care nu poate să fie comentată. Punct. Următorul lucru însă pe care vreau să-l spun este că aceste etichete atribuite mie în ultima perioadă nu le primesc, nu le accept și în niciun caz nu mi-aparțin. Știu exact cine sunt și nu există nicio formă de compromis în acest sens. Bun, se pare că vor scinda, pentru că iată, avem aici în lateral dreapta, Simion s-a dus în emisiune peste colegul său târziu. Eu sunt cu organizarea partidului, eu am pornit de la zero, Claudiu e cu doctrina. Ori că jurnaliștii au început să vorbească despre ei în acest fel, cumva să dea iarăși spectacolul știrilor despre care v-am spus mai de ună zi în intervențiile noastre, în episoadele trecute. Sau chiar lucrurile se întâmplă. Vom vedea pe viitor despre această posibilă scindare sau poate nu, poate o clarificare, dar este vorba și de trierea grâului de neghină, pentru că în momentul de față se face această separare între ceea ce este bun și ceea ce poate să continue și ceea ce nu mai poate să continue. Citim în continuare, liderul AUR a precizat că are încredere că cel pe care l-a propus președinte, nu-i așa, de onoare al partidului va veni cu precizări, întrebat concret dacă Georgescu mai poate fi propunerea AUR pentru funcția de premier în aceste situații. Simion a răspuns, dacă nu-și clarifică aceste afirmații, nu poate, dar cred că își va clarifica. Păi mai mult decât a clarificat și facem noi o precizare în emisiunea Ancăi Alexandrescu de la Realitatea, nu cred că se mai poate clarifica. Domnul Georgescu nu o să dea detalii despre ce? Despre istorie? Și încă o chestiune. Cred că vom vedea în curând o să dăm și noi acum o precizare, o altă precizare a lui, pardon, nu asta vreau, a lui George Simion despre
declarațiile cu privire la istorie a domnului Călin Georgescu. Bun. Vorbind la Antena 3, iată o știre, mă rog, postată pe site-ul Hot News. Vorbind la Antena 3 despre discursul celui propus să fie președintele de onoare al AUR, Călin Georgescu, care îi consideră eroi pe generalul Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu. O să dăm un pic mai sus, să se vadă. George Simion spune că Georgescu a făcut o gafă și că se dezice de orice atitudine regională sau antisemită. Adică George Simion se dezice. Nu sunt un simpatizant al mișcării legionare, le cer acestor oameni să-și revizuiască atitudinea, fiindcă nu poți face politica viitorului cu aceste atitudini. Bun. O să clarificăm și noi niște chestiuni. Liderul AUR spune că dacă Călin Georgescu nu își va clarifica aceste opinii în mod public, atunci nu va putea fi președintele de onoare al partidului. Bun. O să clarificăm și chestiunea aceasta a ce a însemnat de fapt mișcarea regională și dacă a fost declarată această mișcare ca fiind antisemită sau nu. Pentru că s-a spus recent, nu a fost condamnată la tribunalul de la Nuremberg pentru crime împotriva umanității. Nu a fost condamnată. Pe mulți îi exclud că părinții au fost în frățietate, au fost în asociații, erau sub 18 ani, mulți dintre ei arestați. Orice mișcare era considerată a tinerilor, era considerată mișcare legionară. Un lucru care se poate spune clar, noi ziariștii putem spune clar, mișcarea legionară nu a fost condamnată la tribunalul de la Nuremberg. Altă mișcare din România, și anume FDGR, Forumul Democrat al Germanilor din România, a fost declarat într-adevăr nazistă. George Simion face o confuzie destul de mare și totuși ne-am așteptat ca acest domn să fie mai atent la aceste declarații cu privire la istorie, mai ales că totuși nu așa, a făcut un doctorat pe crimele comunismului în România. Ar trebui să cunoască foarte bine istoria, dar se pare că nu cunoaște faptul că noi nu am avut comunism, am avut socialism de tip stalinist, un socialism de altfel atroce, nu cunoaște aceste lucruri, consideră că am avut comunism, comunismul nu este de tip ceaușist și nici dejist, comunismul nu este de tip socialist sau național socialist sau naționalist. Iată că sunt și niște comentarii pro și contra. Nu ești doar simpatizantul respectivei mișcări, ești adeptul ei. Serios. Ca și cu președintele tău, Claudiu Târziu. Mă rog, au fost și niște amenințări la tribuna Parlamentului, în care Târziu l-ar fi amenințat pe consilierul premierului pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului și xenofobiei, pur și simplu direct o să dai socoteală pentru mizerile pe care le verși în capul AUR. Dacă eram legionar, știți cum procedam, da? Așa doar cuvintele. Puteți să trageți ce concluzie vreți, dar în niciun caz nu este o amenințare de niciun fel. Da, sunt niște scindări, sunt niște păreri, sunt niște lucruri care se precipită. Iată, anul acesta, 2022, este un an destul de surpriză, nu-i așa, cu schimbări, surpriză cu schimbări radicale, dar nu sunt decât vorbe în momentul de față.
Mergem mai departe, însă noi. Bun. Să vedem alte chestiuni pe care le găsisem la un moment dat. Înainte să vă arăt un clip destul de frumos și interesant, totuși, în care chiar apare declarația lui Simion despre domnul Georgescu. Cred că aceasta era, hai să vedem, o declarație cu privire la istorie, aș fi vrut să văd, dacă reușesc să vă arăt. Da, cred că aceasta este. La Europa Liberă. Mulți dintre noi știm că Europa Liberă totuși a fost destul de penetrată, nu-i așa, de anumite elemente din Statele Unite ale Americii, în special CIA. Știm foarte bine că a fost un cuib al CIA-ului, dar hai să vedem, poate că lucrurile s-au mai schimbat. Ideea propunerii lui Călin Georgescu ca președinte de onoare al AUR a venit din partea unei deputate după evenimentele aniversare legate de 24 ianuarie anul acesta. Simion a susținut-o. Copreședintele AUR, Claudiu Târziu, se dezice de Călin Georgescu, pe care nu-l vrea președinte de onoare. Bun. Avansează numele președintelui Academiei Ioan Aurel Pop sau pe cel al lui Marius Lulea, sau Lulea, fondator AUR. Pentru această poziție, George Simion vrea ca lucrurile să fie lămurite într-un congres. Chiar dacă George Simion și Claudiu Târziu afirmă că nu sunt probleme interne, în AUR starea de tensiune reiese din declarațiile celor doi. Discuțiile sunt legate de organizarea viitorului congres, de alegerea sau nu a lui Călin Georgescu în funcția de președinte de onoare și comunicarea publică. Totuși, ca paranteză, știm că domnul Ioan Aurel Pop nu dorește să mai fie contactat în ceea ce privește vreo candidare la, de exemplu, președinția României din partea celor de la AUR. Nu știu dacă o să răspundă pozitiv cu privire la această propunere din partea lor cu președinția de onoare. Vom vedea. Partidul se confruntă cu probleme de imagine, fiind acuzat de extremism, asta a fost și dinainte, de ceva timp e tot acuzat, negarea Holocaustului, da, legături cu Rusia și simpatii legionare, la fel, din trecut, încă de la bun început. Întrebat de Europa Liberă dacă există pericolul să fie exclus din AUR, George Simion a replicat, nu comentez. Anterior a spus că au apărut unele știri false, că va fi exclus, dar nu crede că sunt adevărate. Simion a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj amenințător. Nu mă dă nimeni din afară din AUR, poate îi dau eu pe ei. Certuri? Nu știm ce să zicem. Doar niște mici disensiuni, poate. Dar să ne înțelegem. Ar trebui să se clarifice chestiunea aceasta a respective mișcări și cum a fost ea percepută, dacă a fost, mă scuzați, dacă a fost într-adevăr cum se consideră în mass media, pentru că în istorie, pe de o parte, este considerată ca fiind o mișcare creștină, o mișcare spirituală, care, sigur, mai târziu s-a transformat într-o mișcare politică, că a fost considerată o mișcare paramilitară, este și aceasta într-o oarecare măsură adevărat. Da, erau, nu știu, nu cunosc dacă toți membrii erau purtători de armă, dar unii, da, însă aceasta nu-i face neapărat extremiști,
fasciști, antisemiți, vreau să zic, criminali sau criminali de război, ceva mai rău. Nu, ci din contră este vorba de o mișcare care a venit după urma unor nevoi destul de puternice în acea perioadă, în anii 20, mai ales în Moldova, și care, bineînțeles, a răspândit în întreaga țară. Nevoi, dacă vreți, de tip național și etnic. Vreau să vă arăt exact episodul 5, dacă nu mă înșel, pe care l-am făcut și noi, nu pe platforma YouTube, ci pe platforma Bitchut am postat. Pe contul nostru despre istoria mișcării legionare. Pentru că dacă postam pe platforma YouTube, probabil că nu mai avem nici cont de YouTube astăzi. Cum a început legiunea și, practic, de unde și-a luat numele Corneliu Codreanu? Că el este cel care a înființat-o. Ce l-a inspirat? Ce poți să-mi spui despre acest aspect? Da. Păi, legiunea Arhanghelul Mihail, așa cum a fost denumită ea, are o istorie foarte interesantă. A început undeva prin anii 20. Legal, ea s-a înființat la data de 24 iunie 1927. Inițial nu Corneliu Zelea Codreanu a fost cel care a înființat, dar profesorul lui de la Iași, Alexandru C. Cuza, sau Alexandru Constantin Cuza. Un mare profesor de istorie, pe care puțin cu oameni nu habar n-au de el astăzi, care de altfel va fi și mentorul lui. Da. Și care l-a protejat și l-a apărat de foarte multe probleme destul de grave. O să vedem pe parcurs. Da, exact. Și care practic a fost cel care a fost inițiatorul și promotorul mișcării Arhanghelului sau Arhanghelul Mihail, datorită faptului că erau niște necesități istorice și nu numai istorice, dar și sociale în perioada respectivă, niște necesități, dacă putem să spunem chiar etnografice sau etnice, demografice, mai ales în zona Moldovei, dar și a Transilvaniei. Bineînțeles, eram în perioada asta interbelică, atât de mult, de care se spune atât de mult, atât de multe lucruri, și care a fost o perioadă de așa convulsii, de schimbări radicale. Hai să spunem pe șleau, mai pe șleau. De ce crezi tu, sau de ce nu crezi, practic, care a fost acest aspect care a necesitat o schimbare în perioada interbelică? Ca o completare la ce ziceai, înainte de Hitler să vină la putere, și Germania văzuse această necesitate. Și Franța au început să apară mișcări de, așa zis, extremă dreaptă, dar, cum spune, bine spune Corvin Lupu, să-l cităm pe dânsul, mișcarea, practic, care se afla cea mai la dreapta esichierului, cum e expresia celebră, adică o mișcare de conservare a unor valori care erau atacate. Însă, a fost primit numele de extremă, mai ales din partea mișcărilor anarhice comuniste. Deci, cine fiind deloc anarhică, practic. Da,
De fapt, era vorba de supremația pe care o dețineau comunitățile evreiești în domeniul, bine, așa zisele comunități evreiești, pentru că așa. Și acolo erau bine zis. Cu semnul întrebării multe lucruri, pe care le, adică supremației lor pe care o dețineau în domeniul economic, în domeniul social, politic. E mult de vorbit despre treaba asta, dar ce putem să spunem e că în perioada respectivă, în Moldova, mai ales în Iași, unde a apărut mișcarea legionară, practic comunitățile evreiești dominau atât demografic, cât și economic, cât și social, dar mai ales faptul că școlile, pentru că să nu uităm că mișcarea legionară era o mișcare de tineret. Uh-huh. O mișcare a elevilor, studenților. Exact. Și atunci, pe lângă faptul că dominau acele comunități evreiești care trăiau și făceau comerț, speculă. Da, în mare parte speculă și îndeplineau toate, își satisfăceau toate nevoile economice pe teritoriul României și având privilegiile pe care le-au primit practic, dar aveau dominație și asupra educației, asupra sistemului educațional. Și atunci găsim în anii 20, la începutul anilor 20, imediat după terminarea primului război mondial, găsim proporție de 80% evrei, elevi evrei în școlile românești și 20% elevi de etnie română. Adică, wow, care, adică practic, să fie... era un dezechilibru, da, destul de mult. Exact. Și atunci, noi nu avem nimic, ca o necesitate. Da. Noi, ca să tragem o linie pentru toți cei care ne ascultă, noi nu avem ceva neapărat cu comunitățile evreiești. Cum a bine a zis Patrick la început, așa zis evreiești, pentru că vom face un podcast la un moment dat despre poporul cazar. Da. Și ca să menționăm aici ce înseamnă, de ce a zis că așa zis evreiești, sunt foarte mulți evrei actuali, chiar și dintre ei cazari, care au scris cărți referitoare la adevărată origine a poporului israelian. Nu vrem să dăm în altele, dar trebuie știut că a fost un popor care și-a însușit religia mozaică, mai ales pentru simplu fapt că nu a fost persecutată în perioada cruciadelor, cum a fost creștinismul și mahomedanismul. Dar vom vorbi altă dată ca să facem, să subliniem. Deci noi practic vorbim strict pe ce ne preocupă și trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru că oamenii sunt foarte ușor influențați, spun că totul se dă pe vina doar pe evrei. Nu e neapărat, sunt unii care își însușesc, mai ales cei de care vorbește Patrick, care și-au însușit religia mozaică datorită poziție religioase benefică între creștini și mahomedanism, care de multe ori se aflau în conflict, iar aceștia erau cei care de multe ori au coordonat conflictele. Dar iată că aceasta este diferența de fund între chestiunea aia, care arde când, de fiecare dată când spunem, când pronunțăm despre evrei, iată că, bineînțeles, se aprind niște interese pe aici, pe acolo. Oare cumva oamenii o să fie antisemiți? Oare să-i acuzăm sau nu de antisemitism? Nu are nicio chestiune, nu are nicio legătură. Era vorba de o chestiune pentru a clarifica o dată pentru totdeauna despre ce e vorba. Dar haideți să vedem și un clip cu declarația lui George Simion de la Antena 3. Așa, pe scurt, pusă recent pe platformă. Ceaușescu, pentru că o să găsești în societatea românească
unii, cum e domnul Georgescu, simpatizanții legionarilor. O să găsești foarte mulți, cum sunt mulți dintre bunicii noștri și dintre părinții noștri, care sunt simpatizanții comuniștilor. Și din multe puncte de vedere, aceste două sisteme totalitare trebuie echivalate, pentru că au făcut foarte mult rău. Și nazismul, și fascismul, și comunismul. Și au făcut milioane de victime și nu trebuie să mai ajungem la sisteme totalitare, dictatoriale. Dar acum să-mi pui mie în cârcă. Știu cât de greu mi-a fost să creez acest partid, să-l duc... Interesantă declarația mea, așa? Bine, am întors-o cumva... cumva ca la Ploiești, nu-i așa? Sunt unii, precum domnul Georgescu, simpatizanții Mișcării Legionare, sau alții, precum, mă rog, dintre bunicii noștri, nu-i așa? Simpatizanții comunismului. A pus semnul legal între nazism și comunism. Bine, este o greșeală. Nazismul nu are nicio treabă cu comunismul și comunismul nu a existat în nicio țară ca și stat. Să fie foarte clar acest lucru. După cum spunea Karl Marx, am spus-o și data trecută, comunismul va apărea pe cale pașnică în cea mai dezvoltată țară capitalistă din lume, prin concentrarea la vârf a capitalurilor care exced statul, care devine un dușman și trebuie să dispară. Concentrarea la vârf a capitalurilor se face astăzi în transnaționale. Punct. Sau în multinaționale. Le numiți. Ori una, ori alta, e același lucru oricum. Puteți să le numiți cum doriți. Aceeași mărie cu, mă rog, altă culoare de pălărie. Aș vrea să găsim totuși acolo unde spune cu privire la intervenția istorică, mă rog, intervenția despre istorie a domnului Călin Georgescu. Dar vreau să citim aici propunerea că Georgescu, ca Georgescu să devină președintele de onoare al AUR, a produs o falie în partid. Este un punct cert de ruptură între George Simion și Claudiu Târziu. Numele lui Călin Georgescu a fost avansat ca viitor președinte de onoare al AUR, propunerea fiind făcută pe 24 ianuarie. Bun. Sunt suficiente elemente să renunțăm la această propunere și să nu o trimitem mai departe spre votul Congresului, a declarat Claudiu Târziu pentru Europa Liberă. Mesajul său vine după participarea lui Călin Georgescu, propunerea de premier la AUR, la o emisiune a Antena 3. Dacă vă uitați la emisiunea de la Realitatea TV, o să vedeți că Anca Alexandrescu a început prin a spune că i s-a întins o capcană domnului Călin Georgescu la Antena 3. Noi știm din proximitatea celor de acolo că cu 5 minute înainte să înceapă emisia, l-a asigurat domnul Răzvan Dumitrescu pe domnul Călin Georgescu că vor vorbi numai despre proiectul de țară, hrana, apă, energie. Nu s-a întâmplat acest lucru. Au început cu acea declarație, mă rog, dată în clipul domniei sale, de pe YouTube, de pe canalul său, cu privire la faptul că l-a considerat pe Codreanu un erou național și pe Antonescu la fel. Iarăși s-a readus la lumină acea minciună, acel fals istoric cu privire la cele două personaje. Nu mai intrăm în detalii, vă rugăm să consultați istoria pe documente, istoria reală a ceea ce s-a întâmplat cu respectiva mișcare în anii 20, în anii 30, în anii 40, când s-a scindat, bineînțeles, între două laturi, una violentă și alta non-violentă,
despre faptul că nu s-au clarificat lucrurile și cine a fost infiltrat și cine a penetrat, de fapt, acea mișcare. Despre controversele cu privire la posibilele crime, mă rog, pe bază de antisemitism ale marșalului Ion Antonescu, care nu s-au comis niciodată și despre care s-a vorbit mai mult decât s-ar fi vorbit cu privire la, mă rog, răzbunările față de legionari la ordinul regelui Carol al II-lea și despre faptul că nu s-a menționat absolut deloc testamentul lui Wilhelm Filderman, la fel cum am preluat și noi pe site-ul nostru, îl puteți găsi. Testament al celui care a fost guvernatorul Transnistriei în anii 40. Dar este sau nu domnul Călin Georgescu avizat să vorbească despre istorie? Păi, la nivel de părere, sigur, putem să vorbim fără niciun fel de problemă. A spus foarte clar domnul Călin Georgescu de faptul că la realitate ar trebui să fie invitați istorici adevărați și să discute despre acest subiect și să clarifice odată pentru totdeauna această chestiune, pentru că arde, iată, și este de bun augur să o facem cât mai repede posibil, pentru că dacă nu, vom pierde și acest tren și iarăși vom fi declarați antisemiți, iarăși mișcarea sionistă, așa cum este ea, ne va ataca, așa cum ne-a atacat și acum. A fost o capcană care i s-a întins, bineînțeles, domnului Georgescu, pentru că iată că a devenit destul de public și foarte a câștigat destul de multă popularitate, cu toate că sunt unii care sunt împotriva domniei sale, alții care sunt cu dânsul și îl promovează, îl acceptă, îi sunt, mă rog, între ghilimele adepți, hai să spunem, dar trebuie să fie văzută chestiunea nu pro sau contra, ci pe linia de mijloc, adică în spiritul adevărului. A făcut o gafă? Nu cred, domnul Călin Georgescu, nu cred. A făcut o gafă poate pentru ei, pentru cei de la AUR, nu știu cine ce consideră, cum consideră să considere, treaba lor, dar nu pentru poporul român. Cât timp să mai fie acest subiect al istoriei reale, mistificat, exact cum s-a spus, și băgat sub preș, pus să plapuma asupra subiectului, doar o să fim reduși la tăcere. Cât timp? Dacă se va scinda respectivul partid, probabil că da. Dar, cum am spus, se va tria grâul de neghină. Noi am spus că susținem și, sigur, suntem de acord, promovăm toate demersurile lor patriotice și doar cele patriotice, nu ne interesează nimic altceva, dar în momentul în care ești un dute vino și nu cunoști istoria reală, nu ai ce căuta pe scena politică sub nicio formă. Să ne dezicem de trecut, să fie sănătos respectivul George Simion, nu avem cum să ne dezicem de trecut, de îndată ce trecutul nostru este unul de popor pățit, de popor ars, de popor
cum să spun, ținut în durere continuă. Nu avem cum să ne dezicem de trecut, de îndată ce atunci când am spus nu pandemiei și iată, suntem singura țară verde, nu e așa, din Europa, ca să nu facem neapărat aluzie la respectiva mișcare. Și iată că suntem foarte liberi, foarte liberi, având în vedere dictatura care ni se bagă pe gât. Nu avem cum să ne dezicem de trecut, de îndată ce acest trecut ne-a adus memoria dictaturii și nasul prin care mirosim foarte bine dictatura. Nu avem cum să ne dezicem. Nu avem cum să spunem nu trecutului. Spunea la un moment dat Arsenie Boca, ne întâlnim în prezent cu trecutul viitorului. Păi ce fel de politică a viitorului vrei să faci, domnule George Simion, când spui asemenea imensității? Hai să vedem. 60 de milioane de morți poate au fost făcuți poate de Khmerii Roșii în Cambodgia sau de Stalin în Rusia. Eu am făcut masterat în crimele comunismului în România și pot să mă pronunț pe aceste teme. Domnul Georgescu are alte studii. Iată exact ce am vrut să vă arăt. Nu trebuia Georgescu să vină să se pronunțe pe teme de istorie. Eu am 35 de ani, nu trebuia să fiu pus eu să discut despre istoria recentă a României, despre legionari și comuniști, să fac aprecieri despre Zelea Codreanu sau Ceaușescu, pentru că o să găsești simpatizanți legionari cum este Călin Georgescu. Acolo este o greșeală, Florin Georgescu. Călin Georgescu. Sau cum sunt bunicii noștri, simpatizanții comuniștilor. Poate bunicul lui. Bunicul meu în niciun caz. Bunicul meu a fost învățător basarabean. Prigonit de comuniști. Așa zis și comuniști. Da? Bun. Și nazismul și comunismul au făcut milioane de victime și nu mai trebuie să ajungem la sisteme totalitare. Acum să mă pui pe mine la mijloc să explic celor care se uită acum, mai spus Simion. Mă rog. În fine. Liderul AUR s-a delimitat și de declarația lui Călin Georgescu și o să discutăm imediat despre aceasta, prin care acesta a afirmat că scutul de veselu este o rușine diplomatică. Păi. Este. 60 de milioane de morți poate au fost făcuți de Khmerii Roșii în Cambodgia sau de Stalin în Rusia. Dăm noi cifrele mai exacte. 60 ceva de milioane. Aproape 65, poate mai mult. De Stalin în Rusia, în URSS pe atunci. 125, poate chiar mai mult, de Mao. Da, de chinezi. Ca să nu-i punem și pe tibetani la oaltă, că și acolo au fost niște cifre mari. Nu așa de mari. Pentru că poporul chinez e un popor numeros, foarte numeros. Știm bine. Deci în China, Khmerii Roșii, în Cambodgia, poate, da, de Pol Pot. Cunoaștem istorie foarte bine, domnule George Simion. Poate, nu știu, câteva zeci de milioane sau mai puțin, de-a lungul timpului. Nu știm exact cât au fost... Cât a fost poporul cambodgian atunci în acei ani. Dar, da, se adună împreună cu crimele nazismului cam pe la vreo 200 și ceva de milioane. Da. Făcute de totalitarism, nu neapărat comunism. Atenție. Și să nu mai punem crimele făcute de fasciștii lui Mussolini. Deci peste 200 de milioane, sigur. Domnul Georgescu are alte studii. Domnul Georgescu cunoaște istorie mult mai bine decât tine, George Simion. Mult, mult mai bine. N-ai idee. Cred că dacă ar fi să vă pun pe amândoi să dați un examen despre istorie, cu documentele în față după aceea, domnul Călin Georgescu
ar lua notă mare cu brio, iar tu ai pica examenul în mod lamentabil. Nu trebuie să fiu eu pus să discut despre istoria recentă a României, despre legionari și comuniști. Țara s-a numit Republica Socialistă România. Punct. Socialismul nu este comunism. Punct. Comunismul va apărea pe cale pașnică în cea mai dezvoltată țară capitalistă din lume. Prin concentrarea la vârf a capitalurilor care exced statul, acesta devenind un dușman și trebuie să dispară, semnat Karl Marx în Das Kapital. Ce mai vrei mai mult de atât? Nu spun eu că sunt eu istoricul lui Pește. Nu sunt. Aprecieri despre Zelea Codreanu și Ceaușescu? Păi nu știu ce aprecieri ar putea să facă în măsura în care confundă socialismul cu comunismul. În măsura în care la plenara din 1936 Stalin a declarat victoria absolută a socialismului în lume. La fel, URSS era URSS, nu URCC. Bun. A, că s-au numit anumite partide de genul acesta, partide comunist, Partidul Comunist cu tare, Partidul Comunist cu tare. Era Partidul Muncitoresc Român la început, nu Partidul Comunist. Partidul Comunist Român, așa zisul Partid Comunist Român, de fapt, mă rog, autodenumit mai târziu, era Partidul Muncitoresc Român. Intrat în ilegalitate la scurt timp, arestați după ce a fost infuzionat cu peste 100.000 de membri din partea Partidului Democrat Român. Atenție! Apropo de democrație, atunci când respectivul, mă rog, regent, de fapt, locțitor al tronului Mihai I de România, a abdicat, a spus că poporul să-și aleagă acum calea democratică prin care să fie condus, monarhia stă în calea democrației. Și e timpul să fie, să se dea la o parte ca poporul să-și aleagă calea prin care să fie condus. Cum vi s-a părut, dragi români, ceea ce s-a întâmplat după 1947, după așa zisa abdicare, după o asemenea prostie aberată de un asemenea personaj? Îmi pare rău pentru voi care sunteți monarhiști. Și eu am fost. Și bunicii mei. Dar în momentul în care vezi documentele și vezi imensitățile vremii, te crucești. Cum poate să spună un Simion așa ceva? Cine l-a pus să spună? Cine l-a pus să facă asemenea declarații? A trebuit să ieșim la rampă cu asemenea informații, pentru că, iată, sunt imensități. Vă invităm să vizionați totuși clipul de pe Biciut. O să lăsăm și noi în descrierea acestui episod. O să lăsăm linkul. Puteți să dați click și să-l vizionați. Și să decideți singuri dacă pe baza documentelor pe care le vi le punem la dispoziție, este vreo minciună sau nu. Declarații anterioare ale lui Călin Georgescu, haideți să vedem, referitor la scutul de veselu. Este o rușine diplomatică. Scutul nu are nimic legat de apărare. Bineînțeles. Din contră, ne-a tras într-un conflict de care nu aveam nevoie. Scutul ca atare este o parte a politicii de confruntare. Scutul nu este o chestiune de pace, cum este prezentat de cei care au
pupat ghiulul la diverse porți. Armata română ca apărare nu există. Noi am externalizat răspunderea, acțiunile și deciziile în securitatea națională și apărarea țării. Noi nu mai reprezentăm nimic pe plan extern. Zero. Toate programele de guvernare, așa zise, de 30 de ani, nu au fost decât o listă privată de cumpărături. E o escrocherie. Nici o țară din blocul NATO, care în eventualitatea în care va fi atacată de Rusia, vă asigur că NATO nu-i va lua apărarea. Acest club este inexistent. Ce spune George Simion despre chestiunea aceasta? Liderul AUR s-a delimitat, mă rog, și de declarația lui Călin Georgescu, prin care acesta a afirmat că scutul de veselă este o rușine diplomatică. AUR e categoric pro-NATO. Le urăm succesuri. Milităm pentru apartenența noastră la NATO și UE, dar nu în genunchi. E foarte bine că avem scutul de la de veselul, m-ar bucura să avem și mai multe investiții americane în țară, să avem o garanție economică, nu numai militară, a spus Simion. Toate acestea provin de la domnul Călin Georgescu. Și vă atrag atenția. Milităm pentru apartenența noastră la NATO și UE, dar nu în genunchi. Ceva asemănător a spus și domnul Călin Georgescu. Este bine că suntem în NATO și UE, dar nu ne cunoaștem interesul, trebuie să negociem. Trebuie să ne avem bine cu toată lumea. Bun, iată. E foarte bine că avem scutul de la de veselul. Serios? M-ar bucura să avem și mai multe investiții americane în țară. Poftim? Iată, incultura economică a lui George Simion. Să avem o garanție economică, nu numai militară. Care garanție economică? Garanția economică provine de la noi, nu de la americani. Avem multe transnaționale de origine americane la noi în țară. Avem mulți americani care dețin terenuri agricole la noi în țară. Am uitat de faptul că Pioneer este aici prezent în țară, la noi. Da? Am uitat că Bayer este astăzi prezent în țară la noi. McDonald's și altele. Am uitat de acest gen de multinaționale care sunt foarte prezente și care dețin inclusiv terenuri agricole, exemplu Pioneer. Politică? Unde? În AUR? Sub nicio formă. Cine are mai multă experiență? Domnul Călin Georgescu? Sau cineva care a parvenit în politica, așa zisă politică, cu ghilimelele de rigoare românească, și anume George Simion? Hai să fim serioși. Mergem mai departe. Și vorbim despre mișcarea legionară care nu a fost niciodată fascistă. Mă rog, mișcarea Arhanghelului Mihail. Și iată ce spune justițiarul. Publicație patriotă din Sibiu. Nu mișcarea legionară a fost declarată fascistă la Nuremberg, ci grupul etnic german, succedat oficial de FDGR-ul condus de nimeni altul decât Klaus Iohannis. Citim și noi mai departe, cităm, conform sentințelor tribunalului de la Nuremberg, singura organizație de pe teritoriul României care a fost declarată ca fiind fascistă a fost grupul etnic german, al cărui patrimoniu a și fost confiscat de stat pe baza sentinței de la Nuremberg. Nota redacției justițiare. Puterile aliate au impus României, prin articolul 15 al Convenției de Armistițiu, din 12 septembrie 1944, dizolvarea organizațiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc. Astfel, grupul etnic german a fost desfințat și patrimoniul acestuia confiscat prin decretul lege numărul 485 din 7 octombrie 1944, semnat de
mă rog, regele Mihai al României. Comuniștii nu au făcut altceva decât să aplice acest decret. Sau socialiști, am spune noi. Lege numărul 485 din 7 octombrie 1944, așa cum am spus, care nu le-a aparținut, ei nefiind la putere în momentul istoric respectiv. Acest patrimoniu a fost preluat după Revoluție de Forumul Democrat al Germanilor din România, FDGR, care s-a autodeclarat ca succesor al grupului etnic german. Nota redacției justițiarului din nou. Acest abuz s-a petrecut în anul 2007 prin cârdășia dintre FDGR, Primăria Sibiu, ambele conduse de Iohannis Claus Bernar și Judecătoria Sibiu. Dar pentru că FDGR a fost condus de Claus Iohannis, actualul președinte al României, Institutul Elie Wiesel preferă să-și justifice existența concentrându-se exclusiv pe legionari și mai ales pe simpatizanții acestora. Deci iată de unde provin marile lovituri acum. Să nu uităm că în Parlament George Simion, de asemenea și Claudiu Târziu, au declarat chestiunea Holocaustului. Nu ne vom pronunța asupra acestei chestiuni. Poate altă dată și cu altă ocazie, ca fiind o temă minoră. Acest lucru a deranjat teribil pe respectivul institut Elie Wiesel. Mai apoi se vorbește despre legea 2017, antilegionară, denumită antilegionară, din 2015. Nu vom intra în această chestiune prea mult, decât câteva detalii. Se bate cap în cap cu raportul final de condamnare a comunismului. O analiză simplă a documentelor arată că legea respectivă, 217/2015, antilegionară, anulează practic o parte din concluziile raportului Comisiei Prezidențiale de Condamnare a Comunismului. În fruntea acestei operațiuni se află, culmea, o instituție din subordinea guvernului, adică Institutul Elie Wiesel, condus de Alexandru Florian, fiul uneia dintre ideologii staliniști. Cotidianul.ro a publicat mai multe materiale în care a analizat prevederile legii respective, promovată de Clin Antonescu, cu sprijinul direct al Institutului Elie Wiesel, subliniind articolele din lege care permit abuzuri și exagerări menite să reînvie manifestări revanșarde care păreau stinse de mult. Prima victimă a fost poetul erou Ion Șugariu, căzut pe frontul din Cehoslovacia în bătălia contra armatei fasciste. Au urmat mari intelectuali români din perioada interbelică, Mircea Vulcănescu, Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Eliade, Horia Vintilă, cărora Institutul Guvernamental al lui Alexandru Florian le vrea dărâmate statuile, șterse numele din nomenclatura stradală și chiar scoaterea din manualele școlare. Recent s-a trecut la pedepsirea ziariștilor care s-au împotrivit acestor abuzuri, prima victimă fiind colega lor Oana Stănciulescu. Bun. Vă invităm să citiți acest articol. Este destul de puternic, cu detalii, cu documente, cu trimitere la documente. Noi mergem mai departe și vedem la Foaia Națională că Tribunalul Internațional de la Nuremberg a scos de sub acuzare mișcarea legionară. Și vedem așa. Declarațiile și memorandumul domnului Mihai Lănescu, fost consul general al României în Germania la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. 1. Platforma politico-diplomatică, în vederea unei explicații cu convingătorul, a început să fie pregătită din vreme, încă din decembrie 44. Atunci nu mai încăpea nicio îndoială cum se va sfârși războiul. Președintele Guvernului Național și Ministerul de Externe mi-au lăsat mână liberă. 2. În scopul menționat, era indispensabilă recunoașterea de către Guvernul German a unei misiuni reprezentative a Guvernului Național Român, ceea ce am obținut în martie 45 sub titlul Misiunii de Consulat General pentru Întregul Reich. 3.
La jumătatea lunii aprilie 45, în calitate de reprezentant al Guvernului Național Român, cu titlul de consul general pentru întreaga Germanie și însoțit de misiunea diplomatică consulară, formată din Maria Bucur ca secretară și Dinu Paul ca atașat stagiar, am urmat Secretariatul de Stat al Ministerului de Externe și Corpul Diplomatic la Bad Gastein. Cu o scrisoare l-am rugat pe Vasile Iașinski, în drum spre țară, împreună cu Corneliu Georgescu, să vină la Bad Gastein. Din întâmplare a venit la Bad Gastein 5 și generalul Platon Chirnoagă, însoțit de comandorul Eugen Băilă, au aderat și ei la planul de explicație convingătorie. 6. L-am anunțat la Ministerul de Externe german pe Vasile Iașinski, președinte ad interim al Guvernului Național Român și Ministrul de Externe, în lipsa titularilor, iar pe generalul Platon Chirnoagă ca ministru de război și pe comandorul Băilă ca director de cabinet al Ministerului de Război. 7. La apropierea trupelor americane la Bad Gastein, Ministerul de Externe german a comunicat prin radio autorităților politice și militare americane compoziția corpului diplomatic, inclusiv misiunea Guvernului Național, pe lângă care erau atașați ca personalități președintele ad interim Iașinski, Platon Chirnoagă ca ministru și comandor, Băilă ca director de cabinet. 8. Chiar în ziua de 5 mai, când s-a anunțat la radio prima dată pregătirea capitulării Germaniei, am început redactarea unei expuneri despre poziția Gărzii de Fier, din care nu lipsește, cum se vede, nici problema evrească. 9. După capitularea Germaniei, misiune diplomatică consulară a Guvernului Național Român a fost internată într-un hotel din Bad Gastein, odată cu corpul diplomatic. Vasile Iașinski, generalul Platon Chirnoagă, comandorul Băilă, la care s-au adăugat și profesorul Ion Sângeorgiu și Vladimir Cristi. Ei nu au fost deranjați și nici cercetați de nimeni. 10. Trec peste amănunte. La 25 septembrie 45, o parte din membrii corpului diplomatic ai țărilor din Est a fost internată în câmpul de concentrare american pentru criminal de război, Marcus W. Orr, după numele primului soldat american căzut la debarcarea în Europa. De la Glassenbach, la Salzburg, misiunea Guvernului Național a fost pusă în libertate. 11. La 29 octombrie 45 a fost arestat împreună cu Maria Bucur într-o scenare cu adevărat spectaculoasă de un grup format din agenți speciali ai Poliției de Stat austriece, veniți de la Viena, de alții în uniforme iugoslave și cehoslovace comandat de CTC din Bad Gastein. La întrebarea de ce sunt arestat, mi s-a răspuns că din ordinul reprezentantului de stat din Washington al guvernului român, sprijinit de celelalte guverne ale țărilor din Est. Am fost internat împreună cu Maria Bucur în lagărul de criminal de război de la Glassenbach. 12. La arestare mi-au fost confiscate toate actele, printre care și memorandumul despre Garda de Fier. Memorandumul a fost înaintat autorităților americane din Austria cu sediul atunci la Salzburg, în așteptare a fi transferați la Viena. Și de acolo a fost îndrumat la Comisia Instructorie de pe lângă Tribunalul Internațional de la Nuremberg, care avea să decide soarta celor cercetați ca eventuali criminali de război. Acest memorandum a făcut oarecare impresie, după cum am aflat mai târziu. 13. După aproape 4 luni, pe la jumătatea lunii februarie 46, Iașinski, generalul Platon Chirnoagă și comandorul Băilă au fost anunțați să se prezinte în ziua următoare cu bagajele la CTC, fiindcă vor fi internați la Glassenbach. În noaptea de 15 iulie 1946, 14, a sosit de la Nuremberg la Glassenbach un ofițer american cu 400 de formulare ale Comisiei Instructorie de pe lângă Tribunalul Internațional. Între aceste 400 de formulare se găseau și cele destinate nouă. Misiunea Guvernului Național cu persoane atașate, Iașinski, Platon Chirnoagă, comandor Băilă. Rostul acestor formulare de la Nuremberg era să stabilească identitatea acelora, însarcina cărora nu se găsiseră
pedepsibile și nici nu aparțineau organizațiilor culpabile colectiv de crime de război contra umanității sau colaboraționism. Iată. Aceasta este istoria. Așa, pe câteva puncte scrise la un moment dat de personajele cheie. 15. În aprilie 47 am fost eliberați, misiunea diplomatică consulară și comandorul Băilă, iar o lună mai târziu și ceilalți, Iașinski și generalul Platon Tirnoagă. Odată cu exonerarea noastră de orice culpă, comisia instructorie de la Nuremberg a scos din cauză și entitățile pe care le reprezenta Mișcarea Legionară, Guvernul Național și Armata Națională. Aceste entități nu sunt culpabile nici de crimă de război, nici de genocid, nu sunt nici fasciste, nici naziste, nici colaboraționiste. După cum este bine știut, instrucția e secretă și nici nu se publică actele și deciziile ei. S-au publicat însă darea în judecată și sentința de condamnare de către Tribunalul Internațional de la Nuremberg a altor organizații. Astfel, în afară de partidele fascist și național-socialist de SA și mai ales de SS, au fost condamnate pentru crime de război și contra umanității, pentru fascism, nazism și colaboraționism, mai toate mișcările naționaliste din Europa. Rex al lui Leon de Grel, Ustașa, Croată, Crucile cu săgeți maghiare, Hlinka, Garda Slovacă, etc. Numai Mișcarea Legionară și Mișcarea Strajnicii Bulgară, după modelul legionar, a profesorului Kantargiev, au rămas în afară de asemenea condamnări. Cât privește problema evreiască, cunoscutul sionist Löwenthal a afirmat aceeași teză ca în memorandumul meu despre Garda de Fier la procesul Eichmann în 1961. Antisemitismul Gărzii de Fier nu era de natură rasistă ca la naziști, ci de invidie față de starea economică a populației evreiești din România. Exact ceea ce am arătat la începutul episodului 5 despre mișcarea Arhanghelul Mihail, despre istoria respectivei mișcări. Foarte simplu pentru ca fiecare să știe, fiecare să înțeleagă despre ce e vorba. Fragmente din memorandumul întocmit și semnat de Consiliul General al României în Germania, Mihail Enescu, document îndrumat de autoritățile americane din Austria către Comisia Instructorie de pe lângă Tribunalul Internațional de la Nuremberg. Și puteți citi, o să lăsăm și noi în descriere acest link al acestui articol. O să puteți citi și să înțelegeți odată pentru totdeauna care este istoria adevărată și dacă această mișcare a fost sau nu antisemită. Bine. În legătură cu respectiva, mă rog, invidie cu privire la starea economică a populației evreiești din România, mai discutăm. Pentru că nu era vorba numai de atât. Mai era vorba și de abuzurile pe care le făceau respectiva comunitate față de studenții români în campusurile universitare și nu numai. Este o problemă națională. Ori George Simion trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna această istorie și toți, cum să le spunem, începătorii de la AUR să pună mâna să citească această istorie. Acest memorandum este public, toată lumea poate să-l acceseze, toată lumea poate să-l citească, toată lumea poate să-l înțeleagă. Dacă în 2022 mai suntem încă blocați în această chestiune a antisemitismului românesc care nu a existat, atunci înseamnă că, nu știu, cred că merită să ne sinucidem, efectiv. Să ne punem capăt zilelor cu toți. Ori așa ceva nu se mai poate. Așa ceva nu mai este viabil în momentul de față. Nu mai
merge în felul acesta. Istoria va trebui să iasă odată pentru totdeauna la iveală. Iată aceste documente foarte importante. Sperăm că vom înțelege care este adevărata istorie și care este adevărul despre toate aceste mișcări. Nu am fost niciodată criminal de război. Nu am fost declarați niciodată fasciști, niciodată antisemiți, decât de către anumiți, să spunem așa, intervenționiști în istorie. Noi o spunem așa, istoria nu e scrisă de învingători, ci de trădători. Am consemnat al vostru devotat, Patrick Matiș.